Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu VIP-ul și al său Nissan Patrol Y60 2.8 turbo diesel din anul 1993. Ce memorie am, am o memorie de elefant, ești nebun? Și acum o să vă citesc întrebările puse de voi. Merge. Așa cum v-am spus, am să citesc întrebările puse de voi pe Instagram, cum știți că facem de fiecare dată. Și avem prima întrebare, e mașină daily sau doar de fun? Doar de fun, plimbări, ieșiri în natură. În trafic se feresc taximetriști de tine? Da, se feresc, e mașina mare, se uită, stau, le dau la o parte. Pe câte mașini de poliție locală poți parca deodată? N-am încercat, nu știu. Câți bani ai băgat în ea de când era stoc, plus cât ai dat pe ea? Bă, dacă nu vrei să spui, nu trebuie să spui, adică eu știu. Avem și o întrebare, nu mai ține minte. Ok. Au fost multe și n-am stat să fac sucul de aia. Avem, o să avem și o întrebare legată de subiectul ăsta, de acolo, că am citit-o eu așa. Cât a costat, ok, același lucru, face rata ta în off-road? Nu prea face rata ta, că e o mașină pe motorină și e mai greu să fac rata ta. Ce cric cu cricket recomanzi? Cric cu cricket. Cric cu cricket? Da, nu știu ce cric. Nu știu ce e, chiar nici eu nu știu, dacă în sfârșit. Ce gardă are la sol? Ai măsurat vreodată? La punte are 32 de centimetri distanță dintre pământ. Cel mai jos punct al grupului față de pământ. Motorul are modificări? Da. Motorul are modificată presiunea în turbină și pompa de motorină. Are debitul mărit. Câți cai putere crezi că are? 160 plus minus. Câte Toyote poate să tragă? N-am încercat decât pe rând. Câți bani așa am mai avut asta? Ce înseamnă pentru voi 7000 de rotații pe minut? Este o limitare, la limitare se referă. Nu este cazul nostru, având o mașină pe motorină. Ne limităm la 5000. Fuge tare, întreabă cineva? Da, merge cu 100. 100, merge și mai tare de 100, dar viteza de croazieră, în sfârșit. Acum depinde ce înseamnă tare pentru tine, că știi, vorba e extremul meu, nu e extremul tău. Deci corect, poate corect. 100 pentru unii li se pare foarte tare. Și acum vine întrebarea aia pe care am citit-o eu. Cum reușește să ascunde investițiile în mașină de soție? Trebuie pentru un prieten. Păi de cele mai multe ori zic că am găsit ceva la reducere. Și că merită investiția. De ce nu este Toyota? Pentru că o Toyota cu punte rigid de față costă mai mult decât un Patrol Y60. Amplasarea numărului de înmatriculare i-a făcut probleme, ți-a făcut probleme cu poliția? Deocamdată nu. Deocamdată nu. Cât a durat procesul din momentul achiziției până în stadiul de față? 4 luni. Rapoartele sunt stoc? Rapoartele sunt stoc. Îl dovedește pe Bobby? Nu, sunt mașinile identice, diferă. Adică el într-o situație poate să treacă, eu pot să rămân și invers. Și invers, da, avantaje și dezavantaje, de la lung la scurt, ca de la mic la mare, ca de la diverse lucruri. De ce ai trecut la Patrol, te întreabă cineva? Pentru spațiu. Pentru drumuri mai lungi, cu Samurai-ul nu puteam să merg mai mult de 100 de km pe asfalt. Avantaje, dezavantaje, Simex Trepador, că am văzut că nu mai merge cu rețeta de pe Samurai. Păi, dezavantaje la astea, că descarcă mai greu pe noroi, și avantaje la astea, merg mai bine pe asfalt. Ok. Se merită un Patrol pentru a face off-road la început? Da. Doar da. Okay. Costă. Ok, care e dimensiunea maximă de anvelopă pe care o poți pune fără a face mari modificări? 35, doar 35. Suspensie, puțin decupat, ai pus roată cu diametru de 35. Este cea mai potentă în off-road din grupul vostru, pe YouTube așa pare.
e discutabil și acolo. Păi, na, e discutabil între tine și Bobby, nu? Da. Și mai cine? Toyotele au MT-uri, valiare blocant față-spate ca și tine, dar n-are anvelopele ca să putem să facem o comparație corectă. Deci, încă n-am avut Bobby suficient de ieșiri încât să da facem un clasament. Da, o să facem, o să facem, nu-i problemă. Iar și cu rapoartele, cât a durat proiectul, am zis. Diferențe Patrol Samurai. Am vorbit în episod, poți să mai zici câteva, nu-i problemă. Păi, diferențele notabile sunt de la greutate. Adică una merge bine pe stradă, că e mai mare, mai lată, mai lungă, mai așa. Iar Samurai merge mai bine în pădure, fiind foarte ușor, având doar o tonă. Scoate flăcări? Nu. Când vede vreun tic, o trece peste el sau o locolește? Locolește. Cât de scumpe sunt reparațiile în caz că cedează ceva? Păi nu prea ai mari reparații, adică doar să fii, adică să nu ții cont de niște chestii elementare, să strici, nu știu, să doi punți, să... Ok. Și a bani, timp, nu știu ce, Y60 sau Y61, care ar fi diferența? Depinde ce vrei să faci mai mult, dacă vrei să mergi mai mult pe asfalt, să fie mașina mai confortabilă, Y61, pentru și puțin off-road, Y60. Cum e să faci off-road cu o casă pe roți? E plăcut. Care este cea mai importantă investiție în această mașină? Blocanții. Blocanții, ok. Care este modificarea care a îmbunătățit cel mai mult performanța în off-road? Blocanții. Știi ce rapoarte are Patrol în punți? Stop. 462,5. Are ceva jecos. Înțeles, ok. Este Patrolul suficient pentru tine sau va trebui ceva mai mare? Nu prea mai am la ce să trec și mai mare. Deocamdată este suficient și nu am un plan să schimb ceva. Care este cea mai mare problemă a mașinii? Cât de stabilă se simte? Și 4 sau 2 uși? 4 uși pentru spațiu, pentru compartament. Okay. Și... okay. Care este cea mai mare problemă a mașinii din punctul de vedere? Cel mai mare motorul, minus dacă ei? Nu faci nicio modificare asupra motorului, este foarte, foarte slab motorul. Ok, cum la o simți este de grea mașina? Pe inclinațiile laterale față de Samurai, să zicem? Mult mai stabilă, nu o termin de comparație. Ok. Câți bani iarăși, o recomandați pentru un începător? Ai avut probleme mari cu rugina? Nu, mașina nu a făcut-o vreo niciodată. Nu am avut probleme cu rugina deloc. Ok. Cum ai renunțat așa ușor la frumusețea de Samurai? Nu a fost în plan să renunț la el, dar un prieten m-a întrebat dacă îl vând și dacă îl vând cât aș vrea pe el și dacă mi-aduce banii dacă l-aș da și cam așa a plecat Samurai. Am înțeles. Ai avut probleme cu 2.8? Întreabă cineva? Nu. Nici o problemă. Ok. Ok. 2.8 e stricăcios, rezistă mai mult de 350.000? Rezistă, da. Țipă cineva, niște oameni. Păi aici, dar hai să mergem, să nu să așteptăm să vedem de ce țipă, că nu ne interesează. Un colant ceva ca lumea? Da, da, mergi, că omul vrea să vorbească cu noi, dar noi avem o emisiune de făcut, așa că îmi pare rău. Cât e scorul versus Jeep? Grea întrebare, nu am ținut eu scorul, trebuie să-l întreb pe Dobrescu. Cred că cu plus pentru Jeep, cu puțin, unul sau doi. Are de gând să folosească vopseaua Raptor? Păi, ai folosit, da, da, am folosit-o, e ok, recomand. E folosită această vopsea, se află pe mașină. Cristi ne recomandă să folosim și noi pentru mașinile de teren. Eu consider că n-aș face toată mașina cu așa ceva, aș folosi doar anumite elemente, dar fiecare om este liber să facă ce și cum își dorește. Este incredibil că aici stau niște oameni. Nu știam că aici sunt niște case și stau niște oameni. Ești nebun? Acestea au fost întrebările. Acesta a fost materialul Q&A. Sper că am parcurs tot ce ați fi vrut voi să întrebați. Dar dacă n-am făcut asta și voi n-ați pus întrebările în timp util pentru filmare, eu vă răspund pe canalul de YouTube acolo la 99% din comentarii și întrebări și poate se bagă și Cristi pe canalul de YouTube să vă răspundă și la alte lucruri dacă, nu știu, mai apar întrebări la care
nu am răspuns noi în episod sau în acest material Q&A. V-a plăcut, vi se pare interesant, util, merită să-l share-uiți, să-l vadă și alții, că am spus lucruri interesante pentru ei. Share, like și subscribe. Subscribe-ul și clopoțelul neapărat ca să fiți notificați de fiecare dată când noi facem un material nou. Atât. Mersi, frate, pentru răspunsurile sincere.